femei, așa cum am eu obiceiul, aș vrea să proclam încă o dată și în seara aceasta ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Îi mulțumim bunului Dumnezeu că încă o dată ne-a îngăduit să venim în casa de rugăciune, la locuri de închinare, unde oamenii se adună să îl laude pe Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu, să recunoască puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în mijlocul adunării. La ora aceasta, fără să judecăm lucrurile prea mult sau să intrăm în osânda judecății, dar cei mai mulți oameni la ora aceasta, măcar că se numesc creștini, măcar că este ziua Domnului, o zi închinată Domnului, în care n-ar trebui să ne permitem să facem lucruri care le facem în timpul săptămânii, măcar că știu lucrul acesta, cei mai mulți oameni stau acasă, la casele lor, poate în jurul unei mese, în jurul televizorului și în felul acesta își petrec ziua Domnului. Ar vrea să vă spun, pentru mine este un har să fiu în casa lui Dumnezeu în ziua Domnului. Pentru că știu că Domnul Iisus Hristos este izvorul binecuvântărilor. Este izvorul binecuvântărilor din viața mea, este izvorul binecuvântărilor din familia mea și este izvorul binecuvântărilor pentru biserică. De aceea, trebuie să-i dăm cinste lui Dumnezeu cu toată evlavia, cu toată smerenia și în ziua Domnului. Dacă 5 zile, 6 zile pe săptămână lucrăm și lucrăm și lucrăm și cum spunea fratele Iosif azi dimineață, mă aliniez cu Dumnealui. De multe ori faraon ne dă să adunăm și paie și cutare și cutare, dar vreau să vă spun ceva. Să fim niște oameni înțelepți. Să cunoaștem vremurile în care suntem. Și să nu facem mai multe paie decât de trebuie. Și pentru mâine și pentru voi. Știți de ce? Pentru că s-ar putea să facem grămezi de paie mult. Și ziua liberării să vină astăzi. Și să plecăm la cele veșnice în Canaan Ceresc. Și să rămână paiele de noi aici. Și le va arde focul și le va mânca molia și așa cum știți dumneavoastră mai departe. Dumnezeu să ne facă să fim niște oameni înțelepți. Am spus odată și am rămas surprins când am întrebat biserica dacă avem nevoie, este cineva care are nevoie de înțelepciune. Și prea puțin ne-au spus da. S-au mai reținut așa puțin, ca și cum oare mai încape. Aș vrea să vă spun, dragii mei, înțelepciunea lui Dumnezeu nu este ca înțelepciunea oamenilor. Te duci la școală, faci 2, 3, 5 facultăți, îți bune pe plan profesional. Sunt bune. Dar aș vrea să vă spun ceva. Înțelepciunea lui Dumnezeu este ceva care vine de sus. Ceva care nu este de obârșie. Omenească. Ceva care oamenii în cele mai bune facultăți și în cele mai bune seminare nu dobândește. Este ceva pur care vine de la Dumnezeu, din mâna lui Dumnezeu. Și noi, ca Biserica lui Dumnezeu, cerem peste noi și cerem în noi să avem această înțelepciune. Amin? Amin. Și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne umple de înțelepciune. Și aș vrea să vă spun ceva. Dacă o cerem cu toată inima și sincer, și cu credință că o primim, să știți că Dumnezeu o trimite. Și o trimite fără de măsură. Fără de măsură. Cu vârf și îndesat, cum spunem noi. Și paharul nostru se va umplea de va da peste el și cei din jur vor vedea cei din jurul nostru, măi, ăsta e un om diferit, ăsta știe să trăiască diferit. În sensul bun, în sensul rău. Ăsta știe să trăiască diferit. Cum? În lumea aceasta, când oamenii sunt așa de modern, cum tu poți să trăiești așa? Cum tu poți să te păstrezi așa? Cum tu nu alegi la potopul de destul? Ca toți oamenii, nu. 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 Mă rog lui Dumnezeu
ca Dumnezeu să ne umple de înțelepciune. Și în felul acesta, să știți că vom ști să prețuim bine vremurile în care trăim și să le cântărim. Și duminica se o dăm lui Dumnezeu. Am spus lucrul acesta de mai multe ori. Să nu dăm duminica barbecue-ului și vremii bune. Dați sâmbătă. Nu mergeți la muncă și stați acasă de dimineața până seara la lângă barbecue și tot cocăliți acolo. Oricum nu mănânci mai mult decât străbă. Probabil dai la vecini sau chem pe frații la tine, să le dai și lor. Dar duminica, dați-o lui Dumnezeu. Să-l dăm lui Dumnezeu. Amin? Mă rog lui Dumnezeu să împlinim ce spune. Mie îmi pare bine când aud aminul acesta. Dar să știți că am devenit puțin mai, nu vreau să zic cum, dar să știți că și urmăresc în ultima vreme dacă împlinim ceea ce spune. În societatea în care am întâlnit-o aici este foarte diferită de cea pe care am lăsat acolo. Și cea pe care am lăsat acolo, așa spunea lucrurile fără jenă pe față. Și le afișa așa pe față, chiar dacă te supărai, chiar dacă te jignea. Cum poate tinerii noștri, copiii noștri sunt surprinși de ce spun. Era o societate balcanică mai directă. Dar aici îți zâmbește așa frumos. Și mintea lui e cu totul altceva. Cu totul altceva. Aș vrea să fim, cum spunea fratele Nelu Bala, să binecuvinteze acolo Dumnezeu la Latino. Ce în gușe și în căpușă. Ceea ce gândim aia să fim. Să nu fim alți oameni. Amin? Amin. Oamenii ar vrea să le vorbească Dumnezeu sau predicatorii ar vrea să le vorbească ceea ce le-ar place lor. Nu? Și spunea unul dintre frați azi dimineață, care s-a părândat aici, că, uite, vorbește despre evrei, că aici nu sunt evrei. Și ar vrea să le vorbească oamenii ceea ce și-ar dori ei să le vorbească. Când te duci la doctor, de fiecare dată când îți faci analizele, ai vrea ca doctorul să-ți spună toate analizele ți-s bune. Este cineva care ar vrea să-i spună doctorul, măi, jumate-s bune, jumate nu sunt bune. Păi ar vrea să ți le spună toate bune. Dar când două dintre ele nu sunt bune, ai vrea să ți le spună că sunt bune? N-ai vrea. Măcar că nu-i un bon nouvel, zice ei aici, bad nouvel, bon nouvel. Dacă nu te sună doctorul după analize, înseamnă că e un bon nouvel. Că n-ai nimic. Dacă te sună, s-ar putea să spună ceva care te deranjează. Dar ca să începe un tratament, Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, a fost cel mai mare predicator și cel mai mare evanghelist. Și după Domnul Iisus Hristos, mulți oameni s-au dus. Mulțime de oameni, îl îmbuzeau oamenii, mii de oameni. În fiecare zi mergea după Domnul Iisus Hristos. Și fiecare avea în minte, oarecum, interesul lui. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos a spus ceea ce a văzut în inima oamenilor. Și a spus, oamenii aceștia vin după mine pentru că au mâncat. Au mâncat pe gratis, niște pâine, niște pește și vin după mine. Alții aveau alte interese, sincere. La Ioan, la ucenicii lui Ioan, Domnul Iisus îi transmite lui Ioan, care era în închisoare, merge și spune ți la Ioan, că săracilor în Duhul, celor care într-adevăr sincer caută împărăția lui Dumnezeu, li se propovăduiește Evanghelia. Ăștia era altă categorie. Printre ei era altă categorie. Era categoria oamenilor care căutau să-l contrazică. Numai de asta. Își pierdea timpul. Nu mergeau la muncă ăștia. Părinea că nu mergeau la muncă. Și umblau după Domnul Iisus Hristos, farisei ăștia, știți cu ce scop? Păi numai să-l contrazic. Ei cunoșteau scripturile din punct de vedere literar. Le cunoșteau.
dar le înțelegea cu mintea, fără să le înțeleagă cu inima. Și foarte interesant că pe Domnul Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, îi găseau motive ca să-L corecteze. Măcar că Domnul Iisus Hristos spunea adevărul. Măcar că Domnul Iisus Hristos era destul de politicos cu ei. Și nu era așa cum suntem noi, poate câteodată mai duri. Era destul de îngăduitor cu ei și destul de înțelept și fort și cel mai înțelept să le explice ca să înțeleagă. Și totuși oamenii aceștia căutau de multe ori să-L iscodească pe Domnul Iisus și să-L găsească oarecum cu piciorul într-o greșeală, într-o groapă. Și de multe ori au inventat multe despre El. Au inventat multe despre El. Mă întreb de multe ori, asta fac ca o introducere pentru curăția inimilor noastre. Mă întreb de multe ori în vremurile noastre, în anul 2018, nu peste multă vreme, 2000 de ani, de când nu s-a născut Domnul Iisus Hristos, de când Domnul Iisus Hristos a plecat. Mă întreb în vremurile noastre, oare toți cei care venim la adunare avem gândul lui Hristos ca să facem voia lui Dumnezeu? Sau cu ce gânduri venim aici? Era o femeie care a venit, o găsim în cartea lui Samuel, în prima carte a lui Samuel. O femeie care a venit la cortul întâlnirii, a venit la templu. Și era acolo preotul și se ruga femeia asta, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că își mișca buzele numai. Își mișca buzele. O văzut-o preotul, că, o văzut că stă mai multă vreme acolo, stăruia. Și preotul i-a spus, să-l spună când stai aici abia. Tot de acasă. Femeia aceasta i-a spus preotului, auzi, roba ta nu este gata cum crezi, că nu a băut nici vin, nici băuturi amețitoare. Spune, eu am o durere înaintea lui Dumnezeu. Și mai spune ceva care îmi doresc pentru toată biserica. Spune, îmi văz focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu la toată biserica aici, cei care venim, să venim cu gândul să ne vărsăm focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Nu neapărat cu cauza pe care a avut-o Ana. Nu neapărat. Poate sunt și din aceea printre noi. Și zic ca Domnul să le asculte rugăciunea. Dar în general, cu nevoile noastre. Și cu problemele noastre. Și preotul îi spune, du-te și Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Dragii mei frați și surori, am făcut-o ca o introducere, oarecum, să revenim la cele originale sau la baza noastră a credinței. În casa Domnului, să avem de grijă cu ce gânduri intră. Spune cuvântul lui Dumnezeu, păzește piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Să nu-ți fie frică că fratele Călin și cu sora Rodica și cu fratele Sorin ți-ar pune o piedică sau ți-ar face ceva. Nu la asta se referă. Păzește sufletul și ai de grijă ce aduci în casa lui Dumnezeu aici. Ca nu cumva să aduci jertfa nebunului. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne păzească inima când venim în casa lui Dumnezeu. Și nu numai atunci, în toată săptămâna. Și sufletul, și trupul, și Duhul nostru să ne păzească Dumnezeu. Amin? Amin. Ar vrea să vă vorbesc în seara asta ceva. De o călătorie. Și călătoria aceasta, la început, părea foarte frumos și părea foarte prielnică pentru ei vremea, timpul, era bun de navigat și aș vrea să vă pun în context cu textul care l-a citit aici fratele Iosif, Potolirea Furtunii. Și n-am să vorbesc neapărat din textul acesta, doar să vă pun în context, dar aș vrea să fac o paralelă între această întâmplare
în viața unui om, a lui Titan, al lui Dumnezeu, și în viața de zi cu zi a noastră, să fac această paralelă. Să vedeți că așa cum a fost această întâmplare, așa este și viața noastră. Mai întâi despre Marea Galilei, de fapt nu este mare. Este un lac. Un lac care are 21 de metri lungime, 21 de kilometri lungime, 13 kilometri lățime și 40 de metri adâncime. Era un lac de unde izvorăște Iordanul, cred. Și e stabilit între niște dealuri. Sunt niște dealuri acolo în jurul lui și dealurile acelea, cum sunt, poți să intri pe el, să pornești pe el și zici, numai 10 km până pe partea cealaltă, ajung repede, spune istoricii și spune geologii și geografii că, dintr-o dată, din cauza curenților care circulă printre dealuri, se poate stârni o furtună așa de puternică de nu-ți imaginezi. Și așa cum se mișcă apa într-un lighean, așa se mișcă în lac apa. Și ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos s-a urcat într-o corabie sau într-o barcă. Nu cred că era așa de mare. S-a urcat și ucenicii cu el. Parcă la început totul părea bun, totul părea bine și trecem până pe partea cealaltă, fără nicio problemă. Am pus o paralelă între această pornire a lor pe mare și pornirea noastră în viața de credință și pornirea lui Iov și călătoria lui Iov cu Dumnezeu. Pentru că acest titan al credinței Iov, pe el aș vrea să-l folosesc ca și o paralelă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu vorbește în capitolul 38 cu versetul 1 din cartea lui Iov și spune Domnul i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. Din ce furtună trecea Iov? Era Iov pe mare? Nu! Necazurile, problemele prin care Iov trecea, cuvântul lui Dumnezeu le vorbește și le numește furtuni. Și așa sunt furtuni și în viața creștinului care pornește bine la drum. Se duce la drum și e stăpân pe vâsle, este stăpân pe cârma aia care îndreaptă. Și dintr-o dată, vin furtuni și vin lovituri. Și știți cum sunt furtunile acestea? Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea psalmilor, un val cheamă al val la căderea apelor. Vin un anț unul după celălalt. Dacă aș fi să vă vorbesc despre furtună, în realitate, aș vrea să vă spun ceva. Că acum, de vreo 26 de ani, eu m-am urcat în ceva care era cât un bloc cu 10 etaje. Și după aia am fost în mijlocul furtunii. Și am văzut oameni de lângă mine, pe care nimeni nu le-a spus de pocăiți. Și la care nimeni nu le-a propovăduit Evanghelia. Oameni de lângă mine care s-au pus în genunchi, acolo unde eram eu, în cameră. Și s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, dacă Dumnezeu ne scoate de aici, am să mă pocăiesc. Și spuneau oamenii aceia care cei mai mulți erau căsătoriți și aveau copii și soții în țară. Am avut necazuri, dar încă din ăsta n-am mai avut niciodată. Își pierduse orice speranță și orice nădejde. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii aceștia, văzând furtuna, văzând valurile, mă gândesc că s-o lupta mult cu ele, așa cum ne luptăm noi singuri câteodată. Ne luptăm așa de mult cu ele și crede că suntem stăpâni pe furtună, stăpâni pe necazul și putem noi să le rezolvăm cu toate contactele noastre și cu toate relațiile noastre. Și vine vremea când zicem, suntem gata. Nu mai avem ce să facem nimic. Atunci vinem la Domnul Iisus și zice, Doamne, știți care este primul cuvânt care îl face? De critică. Te critic. Știți ce i-a spus oamenii aceștia Domnul Iisus? Nu-ți pasă că pierim. Iov în necazurile lui, spune Iov în capitolul 3, dacă nu greșesc, că și-a blestemat, așa necazuri a avut Iov ăsta în viață.
viață. Așa de mare a fost furtuna peste Iov, așa de mare au fost valurile, încât Iov, în capitolul 3, dacă nu greșesc, și-a blestemat ziua în care s-a născut și a spus blestemată să fie ziua aceea. Și în capitolul 5 spune Iov altceva. În jocul furtunii mi s-a făcut cuvintele până la mântuire. De ce? Și de ce? Pentru că în furtuna aceasta în care s-au dus ucenicii pe Marea Galilei și în care noi suntem în purtarea aceasta, Iov a îngropat 10 copii, unul după celălalt. Am vorbit cu cineva, n-am să vă spun cu cine, care a îngropat unul singur, în 18 ani. Îmi este aproape și foarte aproape Domnul acela. Și a spus, nu este normal ca un tată să-și îngroape copiii. Este firesc ca copiii să-și îngroape părinții. Și mai ales când ajung părinții la bătrânețe. Spunea, s-a întâmplat ceva în inima mea. Așa de tare m-a marcat. Încât m-a schimbat în interior și o să rămân marcat până la sfârșit. Până la sfârșitul zilelor mele o să rămân marcat. Când mi-am văzut copilul că mi l-am coborât în groapă. Iov a coborât în groapă 10. Să nu se mire nimeni că Iov în mijlocul furtunii a zberat și a strigat. Să nu se mire nimeni că Iov a spus, mi se duc cuvintele până la nebunie. Că așa de puternică a fost furtuna, încât Iov ca și om, mai căceda. Dar veți vedea că până la urmă, Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod diferit. Știți de ce? Pentru că spunea un om odată, necazurile și furtuna, știți ce este? Este mijlocul lui Dumnezeu de transport de a te apropia mai mult de El. Uitați-vă cu băgare de seamă când ne merge bine și când suntem stăpâni pe cârmă, când suntem stăpâni pe vâsle și să duce barca vieții noastre în direcția în care noi vrem să mergem. Și nu este nici o vasă în viață, nici din stânga, nici din dreapta. Uitați-vă bine, de multe ori cum avem capul sus și ne credem stăpâni pe situație. Și când vine vremea, când vin valuri, vin probleme, vine cazuri, sperăm și spunem, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Parcă primul cuvânt, parcă l-am criticat pe Dumnezeu, Doamne, dar numai eu. Numai eu. Dar lăudat să fie Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos este în barca noastră. Și nimeni să nu creadă ca și creștini, că Domnul Iisus Hristos doarme undeva ascuns într-un colț. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu? Îl întreabă Dumnezeu pe Ieremia ce vezi Ieremia. Și Ieremia îi spune, văd un vegheator. Văd un vegheator. Și Dumnezeu îi răspunde lui Ieremia și îi spune, bine ai văzut. Pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Și dacă Dumnezeu îngăduie să trece prin valuri, prin probleme și prin furtună, aș vrea să vă spun ceva garantat, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și iau toată responsabilitatea cuvintelor care le spun. Dumnezeu veghează asupra furtunii. Nu oamenii. Nu oamenii. Și de cele mai multe ori, pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, la capătul furtunii, ai să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod diferit. Și ai să te apropie mai mult de El. De aceea spunea omul acela al lui Dumnezeu, furtuna și necazurile și problemele este modul lui Dumnezeu de transport, de a ne apropia mai mult de El. Scopul lui Dumnezeu, de fapt, când trecem prin furtuni, prin probleme și necazuri, este să ne apropie de El. Și mai este încă un scop, să testeze credința noastră.
Să nu se gândească nimeni, dragii mei, ascultați-mă bine ce spun, să nu se gândească nimeni că ajungem în Împărăția lui Dumnezeu fără ca credința noastră să fie pusă la test. Și știți cum este pusă credința noastră? În mijlocul furtunii și în mijlocul necazului. Dar am o veste bună pentru dumneavoastră. Măcar că este furtună și necaz, să știți că Hristos este cu noi în mijlocul furtunii. Și nu noi reglăm lucrurile, și nu noi potolim problemele, și nu noi potolim furtuna. Că El, Hristos, are putere să potolească furtuna. Lăudați să fie numele Domnului! M-am întrebat de ce spune Iov acesta, pentru că dacă ne uităm la ucenici după ce au venit oarecum cu anumită măsură de critică, Doamne, dar ție chiar nu-ți pasă că, uite, noi ne zbatem aici, facem ce putem, tu dormi, chiar nu-ți pasă. Domnul Iisus Hristos, dacă ne uităm, spune aici, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Oamenii aceștia, aș vrea să vă spun ceva, l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și l-au văzut făcând minuni pe partea cealaltă. Când încă nu se mișca barca. Când erau cu picioarele, spunea cineva, măi, când mă duc în avion, stau numai așa, toți mușchii de pe mine sunt încordați. Și când ajung în aeroport și mă simt că nu se mai mișcă nimeni sub mine, nimic sub mine, așa mă simt în siguranță ca niciodată. Ei, oamenii aceștia l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos când erau cu picioarele pe pământ. Și știa, mă, dacă se întâmplă ceva ca de un pom, fug! Dar vreau să vă spun ceva. Pe mare n-ai unde să fugi. Ori pe mare, ori pe avion, să știi că cam același lucru. Dacă se întoarce, nu mai fugi. Și avionul te sus, nu parchează nicăieri. Și ei l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos într-o anumită măsură. Dar când au văzut că la glasul Lui, la porunca Lui, se oprește valurile, se oprește marea, dragii mei, aș vrea să vă spun, poate sunt într-o anumită măsură să-mi imaginez ce înseamnă furtună și să vină Dumnezeu din cer la valurile alea, să spună taș și fără gură și să se facă o liniște. Aș vrea să vă spun, nu ești același om. Nu ești același om. Pentru că am văzut când vaporul era în mijloc, așa ridica valul, era în vârful valului. Te uitai de pe vapor în jos ca de pe un munte. Așa era apa, îl ridica. Și când se trăgea înapoi, așa cum a spus, era ca și apa într-o găleată. Într-o ligheană, așa se mișcă. Nu curge într-o parte sau alta. Nu, e pe loc și se mișcă așa. Și când se trăgea, era în fund și te uitai la valul ca la dealul. Asta îi determină pe oameni, pe cei cu care erau cu mine și au spus, dacă scăpăm și de aici, păi mă pocăiesc. Și când ne-am dat jos, s-a dus și au pupat pământul. Și a zis, m-a scăpat Dumnezeu și de acolo. Primul lucru a venit la adunare, după aia mă mai. Ei, și ca să-ți imaginezi, să vezi o astfel de furtună și să-ți imaginezi un om care te uiți la el și ai zice că e ca și tine, și la porunca lui, valurile să se oprească și furtuna să nu mai lovească în barcă. Ucenicii au spus, cine este ăsta? Cine este ăsta? L-au cunoscut la un nivel diferit, la un alt nivel. Măi, am mai văzut vindecări. Am văzut. Am văzut înmulțirea vinului la nunta din Cana. Am văzut. Am văzut minuni care le-au făcut. Dar asta este prea de tot. Cine este asta? Și ce este interesant? Că atunci când ai o astfel de experiență, devii un alt om și îl cunoști pe Dumnezeu la un alt nivel. Și credința ta, dacă rămâi credincios, îți crește. Îți crește credința. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea lui Proverbelor, dacă nu greșesc, dacă slăbești în ziua necazului, cum ești? Mică-ți este credința. Ei, ucenicii aceștia
Domnul Iisus Hristos le spune puțin credincioșilor. Aveau credință mică. Dar după ce au văzut minunea care Domnul Iisus Hristos a făcut, și-au schimbat mentalitatea lor cu privire la puterea care Domnul Iisus Hristos poate să o aibă. Și-au spus, cine este acesta? Știți că aceasta s-a întâmplat și cu Iov? Am făcut o paralelă și de aceea l-am ales pe Iov, pentru că am făcut o paralelă în întâmplarea acestor oameni, în schimbarea concepțiilor lor despre Domnul Iisus Hristos și despre Iov. Pentru că Iov a zis același lucru. Iov avea așa mare credință în Dumnezeu, de s-a dus și a spus, chiar dacă mi se va nemici carnea și nu voi mai avea piele pe oasele mele, ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu și nu pe altul. Avea credință în Dumnezeu. Dar nu numai atât. Știți ce a spus Iov la sfârșitul încercării lui? Foarte interesant. Foarte interesant și am stat mult. Și aș vrea să vă spun că nu vă spun asta numai ca să vă spun cuvinte. Am stat mult și m-am întrebat mult în mine, Doamne, ce s-a schimbat în Iov? De ce spune Iov cuvintele care le-au spus în capitolul 43? Ce-o văzut Iov? Ce-o simți Iov în cazul lui, în furtuna prin care a trecut? De ce Iov te-a cunoscut altcumva? Auziți ce spune Iov 42 cu versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Asta a fost înainte, când îi era bine. Când oamenii din jur tăceau și așteptau ca să vorbească Iov. Când îl așteptau la porțile cetății și îi spunea lui Iov, te-am așteptat pe tine să te ascultăm. Când copiii lui erau toți în viață. Când nevasta lui nu i-a spus, blastă-mă-l pe Dumnezeu și mor. Când toate aceste lucruri el nu încă le avea. Eu spune, în vremea aceea, eu nu m-am auzit vorbindu-se despre tine. Dar a venit o vreme când aceiași oameni care deschidea la Iov porțile cetății, l-au pus în cântecele lor pe Iov și și-au bătut joc de Iov. Și l-au văzut plin de bube. Și l-au acuzat prietenii lui. Ce s-a schimbat în Iov? Iov spune despre vremea aceea bună, când era stăpân el, să zicem, pe vârstele și pe cârmă. În vremea aceea nu m-am auzit vorbindu-se despre tine. Dar uitați ce spune Iov după ce a trecut prin aceste încercări. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-este scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și în cenușă. M-am gândit mult și tot am cugetat și am spus, Doamne, ce l-a determinat pe Iov să te cunoască pe tine mai mult în timpul nătasului și în timpul încercării? De ce? Cum Iov te-a cunoscut mai mult? Aș vrea să vă spun ceva. Când treci prin necadă și prin probleme, numai când ești bolnav, când stai pe pat, de multe ori nici nu poți să te rogi, să nu spui la nimeni că ai o relație cu Dumnezeu mai apropiată, că de multe ori, din cauza slăbiciunii trupului, nici măcar nu te poți ruga. Am auzit asta mărturie de la mulți frați care au trecut pe acolo. Și eu însumi am trecut pe acolo și am văzut că este un adevăr. Trebuie să se roage alții pe lângă tine. Pentru că tu ești slab. Și totuși, Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu la un alt nivel. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, cum te-a cunoscut Iov pe tine? De ce? Aș vrea să vă spun unul dintre răspunsuri care le-am găsit personal în Scriptură. Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu la un alt nivel, știți cum? Pentru că în toate necazurile lui, în toate pierderile lui și-o pierdut 10 copii, celelalte lucruri, aș vrea să vă spun, sunt detalii. Și-o îngropat 10 copii, inima rănită de 10 ori,
Cea care trebuia să-l ajute și trebuia să-l sprijinească necaz. L-a îndemnat la rău. L-a îndemnat la rău. O slăbit mai mult decât el în ziua necazului. Și m-am întrebat, Doamne, ce-a văzut ăsta? Ce-a putut să se schimbe în inima lui Iov? Aș vrea să vă spun ceva. În toată perioada încercării, Dumnezeu este un detaliu la începutul încercării lui Iov. Un detaliu care nu este de lăsat deoparte. Îi spune Dumnezeului diavolul, poți să te atingi până și de carnea lui, dar nu de viața lui. Cu alte cuvinte, nici de sufletul lui. Blerea nu te atinge. Blerea nu te atinge. S-ar putea ca necaz să pierde multe de aici pământești. Să pierde multe pământești. Dar aș vrea să vă spun că Iov a pierdut multe pământești aici în necaz. Dar știți ce a câștigat Iov? A câștigat pe bază sufletească. Pentru că în toată perioada necazului lui, Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu și a simțit mâna lui Dumnezeu care îl protejează în fiecare zi. Nu degeaba spune Iov în mijlocul necazului lui, așa plin de credință și cu curaj, chiar dacă mi se va nimici pielea și nu voi mai avea carne pe oasele mele, ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu și nu ai altuia. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vedea asupra lui. Și Iov o simțea. Dragii mei, trecem prin necazuri și prin probleme? Sunt valuri care dau în stânga și în dreapta și un val cheamă alt val? Și parcă nu se mai opresc și parcă dacă se duce un necaz, se duce ca să vină altul? Aș vrea să vă spun, este modul lui Dumnezeu de a ne testa credința și de a ne dezlipi de cele pământești. De a ne dezlipi de cele pământești. Aș vrea să vă spun, bazat pe fapte reale, când ești în mijlocul furtunii, nu contează nici contul în bancă, nici casele tale, nu contează nimic. Știți ce contează? Băgați bine de seamă ce vă spun. Știți ce contează? Mintea omului, așa este făcută într-un fel, tot ce contează. Relația ta cu Dumnezeu. Care este? Pentru că acum plec la cele veșnice. În mijlocul furtunii, asta contează. Nu mai contează job-uri, nu mai contează școli, nu mai contează funcții, nu mai contează nimic. Tot ăstea te-ai desprins într-o fracțiune de secundă de aia. Și singurul lucru care ți se urcă la minte, care este relația mea cu Dumnezeu? Pentru că este ziua plecării mele de aici. Aș vrea să vă spun, am experimentat. Vă spun din experiență, n-am citit cărți, nu mi-a spus nimeni, am experimentat. Și se întâmplă în câteva secunde sau fracțiune de secundă, pur și simplu, este ceva care se întâmplă în tine, care niciodată, nici până atunci, și nici de atunci în față nu s-a mai întâmplat. Care e relația între mine și Dumnezeu? Atunci când treci prin furtună, te desprinzi de toate cele pământești, de toate cele lumești, de tot ce te înconjoară. Și sunt singurul lucru care vrei, scăparea vieții. Aș vrea să vă spun ceva și să vă încurajez, dragii mei, frați și surori. Trecem prin furtună. Nu suntem primii care am trecut. Și furtuni vor veni. Și valuri vor veni. Dar avem ceva care ne este făgăduit. Aici Domnul Iisus Hristos era cu ei în barcă. S-a ridicat Domnul Iisus Hristos, parcă-l văd, a mustrat valurile, a mustrat furtuna și totul s-a făcut liniște. Dacă atunci oamenii aceia, îmi folosesc doar ca un exemplu pentru noi, pentru viața noastră, oamenii aceia au fost găbați și au ajuns în ținutul gadarenilor dincolo cu viață. Ar vrea să vă spun, noi am pornit de pe țărm în barca vieții noastre și nu ne ducem înspre ținutul gadarenilor. Nu. Ne ducem înspre Ierusalimul Ceresc. Ne ducem acolo. Să nu se teamă nimeni atâta timp când Domnul Iisus Hristos este în barca vieții noastre. Să nu se teamă nimeni.
El este cu noi. El este cu noi atunci când noi nu mai putem vâsli, când noi nu mai avem controlul bărcii, ca să o ia El controlul asupra ei, ca să ne ducă acolo unde ne-a promis să ne ducă. Dar aș vrea să vă spun ceva. Dragii mei, nu încercați să treceți fără Domnul Iisus Hristos în barcă. Oamenii aceștia l-au avut cu ei pe Domnul Iisus Hristos. Să știți că mulți au încercat în vremurile acelea să treacă și n-au mai ajuns. Citiți în istorie, vorbind din punct de vedere literar, și veți vedea că foarte mulți și foarte multe și fundul acelei lac este plin și plin și plin de epave din cauza aceasta. Distanță mică, 13 km, dar te pornești pe soare și dintr-o dată se face vârtej și te duci să întoarce barca și te duci la fund. Vorbind din punct de vedere literar. Ar vrea să vă spun din punct de vedere spiritual. Să nu încercăm prin vântoarea vieții și prin valurile vieții să notăm și să vâslim singur. Să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să stea alături. Pentru că Domnul Iisus Hristos are putere și în vremea aceasta să mustre necazurile, problemele și valurile care sunt peste noi. Și mă rog lui Domnul Iisus Hristos ca El să ne dea credință multă, ca să nu cumva să ne spună și nouă puțin credincioși. Noi să avem credință că El poate să facă lucrul acesta. Amin! Voi iubi, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și împărtășesc din ziua de astăzi, aș vrea să încheiem cu o rugăciune de mulțumire. Aș vrea să ne rugăm de asemenea și pentru fratele Tobias, care la ora aceasta este în avion, ca Dumnezeu să-l ocrotească în călătoria aceasta, să-l ajute să ajungă cu bine și apoi să-l aducă tot cu bine și înapoi. În săptămâna care urmează, poate că vor mai fi și alți frați și alte surori în călătorie și aș vrea ca pe toți Domnul să-i ocrotească și pe noi de asemenea. Amin. Ne vom ruga împreună.